Sigur, eu am fost informat privire la această situație. Vreau să spun că în acest caz se fac verificări la nivelul biroului control intern pentru a clarifica absolut toate aspectele. După cum știți, dacă nu știți, vă informez. În paralel, parchetul de pe lângă judecătoria Huedin s-a sesizat din oficiu. Eu am convingerea că la nivelul conducerii Inspectoratului de Poliție din Cluj este cunoscută această problemă și după finalizarea cercetării vor comunica toate concluziile la care au ajuns. Dar nu e ciudat faptul că a aprobat concediul de odihnă a poliției, este exact în zona care a primit și controlul intern. Practic, nu mai are de cine controla. Eu nu cred că nu are de cine controla. În asta, așa cum ați relatat foarte corect, în multe situații, ați văzut că împreună cu echipa de conducere de la Ministerul Afacerilor Interne, am decis ca înainte de a ne face curățenie altcineva în ograndă, ne facem curățenie noi, în propria ograndă. Așa s-a întâmplat și la Sibiu, și la Botoșani, și la Timișoara, și în multe alte situații în care, din nefericire, colegii ai noștri, într-un număr nesemnificativ la raport cu 129.000 de angajați pe care mi s-au făcut interne, acele uscături, care eu l-am numit uscături din pădurea numită Mary, trebuiesc eliminate. Și primii care am hotărât să intervenim în astfel de stat, suntem noi prin aparatul imunitar, prin DGA, prin DGPI, prin toate structurile noastre, prin corpul de control, prin biroul de control intern, toate structurile Ministerului Afacerilor Interne au din partea mea un mesaj foarte clar de a extrage din Ministerul Afacerilor Interne astfel de colegi care nu fac cinste uniformei de polițist sau structurilor de, din care fac parte din Ministerul Afacerilor Interne. Și cât poate dura un astfel de control, pentru că în cazul aceleași polițist există un alt control din luna aprilie, când am inițiat și la urmate, când am înțeles cu băutură. Sunt convins că foarte mult, de aceea am și transmis un mesaj și astăzi, răspunzând întrebările dumneavoastră, solicitându-i șefului IBJ Cluj să comunice public cât mai repede cu putință rezultatele controlului intern de la lui. Domnule, mulțumesc întrebările mele de la